Pompierii militari Călărășeni, alături de toate celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, au desfășurat o serie de activități de informare preventivă și control la operatorii economici de pe raza județului pentru combaterea răspândirii COVID-19. În acest weekend, pompierii militari, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, care funcționează pe raza județului Călăraș, au desfășurat o serie de acțiuni de informare preventivă și control. Vă spuneam că, în cea mai mare măsură, am încercat să le aducem la cunoștință oamenilor regulile de bază care țin de purtarea măștii, de distanțarea socială, de spălatul pe mâini, și, desigur, toate celelalte care țin de dezinfectarea suprafețelor. În acest weekend, cea mai mare parte a teraselor din Călăraș au fost verificate. Vestea bună ar fi că, în cea mai mare măsură, aceste reguli sunt respectate. Tocmai de aceea au fost mai puține sancțiuni, mai multe avertizmente. Și îmbucurător este că se respectă legea, cu mici excepții. În zilele următoare vor urma astfel de acțiuni, așa cum bine știți, trebuie să intensificăm aceste acțiuni pentru combaterea COVID-19.